Cantitatea de deșeuri menajere pe care locuitorii județului Telorman le produc crește de la un an la altul. Anul trecut aceasta a fost cu peste 200 de tone mai mare față de 2021. Asta în condițiile în care Telormanul nu are decât un singur depozit de deșeuri ecologic la Mavrodin, cu stație de sortare, stație de compostare și stație de tratare a levigatului. Depozitul de deșeuri de la Mavrodin este un depozit ecologic, cu o suprafață totală de depozitare de 20 de hectare, volumul maxim de depozitare 3.582.570 metri cubi și o durată de exploatare de 30 de ani. Este prevăzut cu 4 celule pentru depozitarea deșeurilor, din care prin proiect a fost construită numai celula 1, cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 380.000 metri cubi, celulă care este cam 95% plină. Celula 2 se află în curs de construcție, celulele 3 și 4 urmând a fi construite ulterior de către operatorul depozitului. Deșeurile sunt colectate de pe întreaga suprafață a județului Telorman, zonele de colectare fiind repartizate în jurul celor 5 centre urbane și apoi transportate la depozitul ecologic Mavrodin, unde are loc procesul de tratare și depozitare al acestora. Cu toate acestea, nu toată populația este conectată la serviciile de salubritate prin încheierea de contracte, de unde și generarea unor cantități de deșeuri care nu sunt colectate.